Un nou computer tomograf a ajuns în această dimineață la Spitalul Județean de Urgență. Cea mai mare parte a sumei necesare înlocuirii vechiului aparat a venit de la Ministerul Sănătății, iar Consiliul Județean a asigurat o cotă de cofinanțare de 20%. Noul aparat urmează să fie montat, iar undeva la finalul acestei luni va deveni funcțional. 10 ori mai performant decât ce avea. Deja suntem aproape de posibilitățile tehnice ale rezonanței magnetice, cele toate segmentele examinate. De exemplu, tomograful vechi la coloană nu prea mergea, angiografie nu prea puteam să fac. Ăsta pot să fac aproape tot ce face și rezonanța magnetică și în plus. Noul computer tomograf a înlocuit vechiul aparat care fusese achiziționat de spital cu 15 ani în urmă și care nu mai putea oferi claritate în interpretarea imaginilor. Întâmpinam dificultăți foarte mari, în afară de faptul că era depășit moral, se și defecta foarte des. Actul medical suferea mult. Bineînțeles că aparatul ăsta este de cel puțin 10 ori mai performant. Aparatul va deveni funcțional în câteva săptămâni, iar până la punerea lui în funcțiune, pacienții care au nevoie de consultare tomografică sunt trimiși la spitalele din Dol și Gorj, dar și la clinicile particulare din Drobeta, Turnul Severin, care au în dotare un astfel de aparat. Pentru că se defecta de multe ori, servisul era foarte costisitor, tot timpul erau programări cu câteva zile înainte, chiar săptămâni, se preluau urgențele, veneau medicii de acasă, inclusiv noaptea, pentru că era nevoie de să facem acele urgențe. Banii pentru achiziționarea noului aparat medical au venit de la bugetul Ministerului Sănătății și de la Consiliul Județean. Astăzi ne-a venit acest computer tomograf, care are o valoare de aproximativ 1 milion de lei. Contribuția Consiliului Județean la această valoare este de 20%, restul sumei provine de la bugetul Ministerului Sănătății. Mai mult decât atât, tot de la Ministerul Sănătății a fost alocată în continuare suma de 2.760.000, astfel că noi vom participa și noi cu acea cotă de 20% și până la sfârșitul anului așteptăm să fie achiziționate și alte echipamente medicale pentru spital. Computerul tomograf va fi pus în funcțiune în jurul datei de 1 decembrie. Cel mai mult durează avizările necesare noului aparat medical.